Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, care este dificultatea, care este provocarea. Apoi vedem soluția, ce urmează să se întâmple, rezultatul final, dar și surpriza. Hai să vedem așadar, dragii mei, despre ce este vorba în momentul de față și ce urmează să se întâmple în următoarele ore, maxim câteva zile, din momentul în care tu vezi această citire. Bun, la baza pachetului pentru tine avem acest rege de foc, 10 de foc, 4 de foc. Cineva aici simte o apăsare mare în legătură cu tine. Mai văd aici că cineva este prins cu o petrecere, cineva este prins cu un eveniment foarte important și mai văd o legătură pentru unii cu o zodie de foc. Leu, berbec, săgetător. Cineva se află undeva la distanță sau cineva se află într-o petrecere, într-o întâlnire, dar nu se simte foarte bine. Pe de altă parte, această decizie, da, a acestui împărat, și e o persoană foarte sigură pe ea, dar în același timp o persoană care este foarte dificilă. Această decizie este destul de apăsătoare. Hai să vedem în momentul de față. Te văd destul de obosit, dar liniștit. E ca și cum stai acasă sau stai cu persoanele dragi ție în momentul de față. Încerci să găsești acel echilibru, încerci să găsești acea liniște. Te afli într-o așteptare, văd aici. O așteptare care ține de un ideal pe care tu îl ai și să vedem care este problema, că ceva nu este în regulă. Marea preoteasă, păi aici sunt secrete, dragilor. Asta este problema, că cineva nu comunică. Cineva are niște secrete pe care le ascunde. Problema ține de faptul că nu-ți asculți intuiția și tot stai și aștepți aici și nu mergi către idealul tău. Poate aștepți ca o persoană să se schimbe. Aștepți ca cineva să se întoarcă în viața ta. Aștepți un răspuns de la muncă. Hai să vedem ce este cu Marea Preoteasă. Pentru că e o provocare aici. Marea Preoteasă, uite, ține foarte multe secrete, da? Care apasă relația sau care apasă această persoană la care tu te-ai gândit. Văd o nouă persoană pe de altă parte. Mai văd aici niște sentimente care nu sunt împărtășite. Cuiva este teamă de acest lucru. Hai să vedem despre ce este vorba. 10 de cupe. Uite, provocarea mai poate avea legătură și cu faptul că tu nu exprimi aceste dorințe pe care le ai. Pentru unii văd niște secrete care sunt legate de o familie, legate de o casă. Hai să mai vedem. Asul de spade. Poate e nevoie să iei o decizie, să-ți asculți intuiția și să mergi după acest ideal, să lași această durere în spate, să lași această apăsare, pentru că atunci când ceva nu funcționează, atunci când ceva îți face rău, înseamnă că nu este pentru tine. Uite, văd o pasiune față de cineva, văd că totuși e o persoană care îți atrage atenția. Hai să vedem în continuare ce anume urmează să se întâmple. Wow, cavalerul de cupe și cavalerul de spade, foarte interesant. Aici cineva îți va da un mesaj foarte rapid, nu va suporta să mai aștepte. O discuție pe care o vei avea foarte clarificatoare legată de dragoste. De asemenea, văd faptul că vei intra în legătură cu
o persoană diferită de tine. Da? Aici are loc o discuție, o întâlnire extraordinar de frumoasă. Și să vedem soluția. Soluția este soarele, soluția este să te bucuri de viață. Soarele poate să vorbească și despre o legătură cu zodia leu. Dar în acest context simt să-ți spun că aici va fi o întâlnire, va fi ceva care va aduce multe dezvăluiri în relația asta. Adică veți dezvălui multe lucruri unul cu celălalt. Mai văd că primești o veste care rezolvă o situație. Iar dacă e vorba de muncă, soluția ține de șeful tău, soluția ține de a conștientiza strălucirea ta și de a o arăta celorlalți, de a-ți cere drepturile, pentru că văd aici că ești temător, nu comunici, îți este teamă. Soluția asta este. Foarte frumos până acum. Hai să vedem cavalerul ăsta de cupe ce spune. Cavalerul ăsta de cupe propune o întâlnire. Da? Văd aici o întâlnire chiar romantică, o întâlnire frumoasă, ceva legat de un drum. Poate să fie și o întâlnire cu un prieten. Și văd aici pe cineva care nu va mai putea și va exploda. O conexiune cu zodia Capricorn. O atracție foarte mare văd din partea unei persoane. Mai văd și o reacție ciudată pe care cineva o va avea în legătură cu această întâlnire. Cuiva nu-i va plăcea deloc. Mai văd aici și faptul că fie cineva și ia concediu, fie este un moment de odihnă pentru cineva anume. E ca și cum este o întâlnire în care ai de rezolvat ceva cu un prieten sau cu cineva și până la urmă întâlnirea aia merge în altă direcție. O surpriză foarte mare pe care o ai în legătură cu o decizie pe care acest cavaler de spade o ia. Cavalerul de spade se mișcă foarte rapid, să știi. Și e foarte direct, foarte sincer, te ia prin surprindere, uite. E cineva care se simte atras, dar într-o altă manieră decât ești tu. O conexiune cu zodia Gemeni pentru unii dintre voi. Din nou, cavalerul de cupe, dragilor, aici ceva frumos apare. Și hai să clarificăm soarele, care e soluția. Regina de cupe, ei, soluția este să-ți asculți inima. Soluția este să-ți asculți inima, să dai dovadă de maturitate emoțională, de sinceritate, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Regina de monede, foarte interesant, și roata destinului. Dragilor, aici soluția poate avea legătură și cu o prietenă, da? Sau soluția poate să țină de a pune o pasiune pe care tu o ai în practică. Mai văd o conexiune cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Hai să vedem rezultatul final și avem 8 de spade și cu lumea. Un blocaj se termină aici, asta văd clar. Deci cineva se va simți blocat ca la închisoare, dar lucrurile se rezolvă. Lumea reprezintă un succes, o bucurie, reprezintă o eliberare dintr-o situație. Și tot lumea, să știi că aici reprezintă bucurie, reprezintă pace. Poți să avansezi la muncă, poți să rezolvi o problemă importantă. Și surpriza este 5 de monede. Surpriza este fie legată de o problemă de sănătate a unei persoane, fie de o senzație de izolare, de abandon. 8 de spade. Cineva e ca și cum nu prea poate să-și exprime emoțiile, e cam dificil pentru persoana asta. Și avem aici regele de spade și pajul de spade. O conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este cineva aici care își face niște strategii în legătură cu tine și să știi că nu prea vei putea scăpa.
Sunt niște strategii care țin de a te cuceri sau o strategie care ține de un final. Deci cineva parcă nu vrea să te piardă sau cineva tot te amână cu un lucru. Dar pasiunea e la ea acasă. Hai să vedem 5 de monede, despre ce e vorba. 6 de cupe. Poate să fie vorba de o problemă veche aici care apare sau o cheltuială legată de un copil. Pentru alții văd că surpriza e că abandonezi o relație veche sau abandonezi ceva ce nu te mai împlinește. Uite, regele de monede. Și a ieșit și regina de monede. Deci surpriza vine de la regele ăsta de monede, o persoană mai tradiționalistă, o persoană care are statut financiar sau o persoană care este foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Eu văd o energie veche aici și tu visezi la altceva, tu vrei ceva inovativ, vrei ceva nou. Deci e o revedere aici care va schimba lucrurile total. Da, deci 5 de monede am întrebat ce poate să însemne și înseamnă, da, un abandon. Arcana majoră, moarte. Deci, o pasiune care mistuie tot. O transformare, o închidere. Asta e surpriza, că se închid lucrurile foarte rapid. Nici nu te aștepți. Nici nu te aștepți. Hai să vedem și îngerii ce zic în situația asta. Ia să vedem noi. Îngerii zic să ofere acestei persoane o șansă. Să te cunoști mai bine cu această persoană, pentru că pe cât te vei cunoaște mai bine, pe atât se vor crea legături mult mai intense între voi. Și aici putem să discutăm despre un prieten, despre cineva de la muncă sau chiar despre persoana iubită. Uite. Și cineva văd aici că are niște probleme în familie sau niște probleme de control. Poate cineva a fost abandonat în trecut și dacă e vorba de tine, că ai avut probleme în familie sau ai probleme în familie. Aici ți se spune clar să renunți la a mai controla situația. Adică să renunți la trecut, să renunți la acea parte negativă. Văd o dragoste adevărată, văd o chimie foarte puternică. Deci, dragilor, vedeți ce faceți. Hai să vedem și oracolul ce îți spune. Wow! Oracolul vorbește despre faptul că o situație pe care cineva a încercat să o controleze foarte mult, acum se schimbă. Și văd aici un mesaj, surpriză, pe care îl vei primi, care are legătură cu un noroc, cu multă abundență pentru sufletul tău. Și să mai vedem o carte. Deci poate să fie o surpriză plăcută legată de bani. Și uite, văd pace, văd liniște și o persoană care vrea ceva stabil, cineva care vrea ceva serios. Văd o atracție puternică. Sau un domeniu nou de activitate care apare, dar văd o veste foarte bună pe care tu o primești de la un bărbat matur, asumat și chiar asta va fi surpriza pentru tine, cu pace, cu liniște. Și vei reuși să ieși dintr-o situație ciudată, dintr-o situație în care mereu te-ai simțit atacat sau o situație în care mereu ai suferit. Asta văd clar aici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Mai vreau o singură carte pentru surpriză. Așa simt, pentru unii e valabil acest mesaj, foarte important este. Surpriza are legătură cu banii, cu norocul, cu finanțele. Și are legătură cu o petrecere sau cu un eveniment important. Și cu o conexiune sinceră
sau o persoană care este sinceră și care îți spune despre un blocaj. Wow! Uite, poate să fie cineva care te invită în oraș, da? O relație serioasă, văd aici, un parteneriat, e ceva pe termen lung. Sau este vorba despre o distanță, deci vei rămâne surprins de reacția unei persoane în legătură cu o călătorie sau în legătură cu o petrecere, cu niște informații pe care acest om ți le va oferi. O ultimă carte, uite, și are legătură cu ceva oficial sau este ceva ce ție îți va aduce foarte mult succes. O întâlnire, da? Un suflet geamăn sau cineva care seamănă mult cu tine. Interesant, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. Îți mulțumesc pentru că te-ai abonat acestui canal și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.